Bun găsit! Poezia, mereu poezia, asta ne aduce alături de dumneavoastră. Eu sunt Gina Micloș, de la editura Coresim, alături de mine, poetul și editorul Vasile Poenaru. Și celebrăm acum poezia scrisă de Iulia Nicolau. Iată ce spune despre ea poeta Nicoleta Milea. Fină cunoscătoare a sufletului omenesc în toată complexitatea lui, poeta meditează asupra celor mai profunde stări. Configurează în texte concentrate esențe de trăiri și simțire în armonie cu viața. Din această atitudine fundamentală decurge și ordonarea diferitelor forme de expresie, dar toate izvorâte dintr-o cunoscută revelație pe care o numește Dumnezeu Cuvântul. Conștientă fiind fără nicio ezitare de forța spiritului, are o viziune în care Dumnezeu lucrează la un alfabet nou, mai pe înțelesul oamenilor. Expresia unui suflet sensibil și a unor însușiri poetice puse în slujba metaforei, poemele Iuliei Nicolau din volumul Plânsul Ierbii și alte năpaste marchează o evoluție importantă în lirica poetei. Despre sensibilitatea și delicatețea autoarei vă pot spune și eu că în afară de poezie am văzut icoane pictate de ea. Și acele icoane sunt pictate doar în momentul în care divinul curge prin ea, altfel nu poate să le picteze. Cred că așa face și poetul prin poezia lui. Și despre asta ne va spune mai bine și mai detaliat Vasile Poenaru. Ne aflăm în fața unei poete care cu puțin ani în urmă a venit cu un prim volum de versuri, noi am lansat-o. Iulia Nicolau a venit cu volumul Metamorfoze și câteva păreri. Acest volum a luat premiul de debut al secției de poezie a Uniunii Scriitorilor, drept pentru care ne-am bucurat că am ales să o publicăm. La scurt timp după aceea, a publicat la noi volumul despre pierderi și regăsiri și alte păreri. Vă rog să observați insolitul titlurilor. Această formulă șocantă de a realiza titlul unui volum este de fapt o formulă pe care o folosește aproape în fiecare poezie. Insolitul, ineditul, reprezintă, îmbinării cuvintelor, reprezintă o caracteristică a acestei poezii. Deci această carte se numește Plânsul Ierbii și alte năpaste, iar următoarea carte va fi carte despre nimic și alte nimicuri, scrisă ca un jurnal. Aceasta va apărea săptămâna viitoare. Iulia Nicolau lovește scurt și de multe ori dur prin versurile sale, deschide ferestre pe care poate nimeni nu le-ar deschide către suflet și către divinitate. Are mult de spus, dar preferă să vorbească prin fulgere, prin scurte fulgurații de idei și de sentimente. Însă niciuna dintre poeziile pe care le-a cuprins în volumele sale nu ne dezamăgește, fiecare vine cu ceva nou, cu o fațetă necunoscută și e ca și cum mai avea un diamant uriaș cu foarte multe sclipiri. De aceea poezia se citește cu plăcere și cu interes. Pe site-ul nostru www.libreriacoresi.ro veți putea să găsiți aceste titluri și să le comandați.
O să rog pe colega mea să citească și câteva poezii din acest cel mai recent volum. Puterea cuvântului. Ea nu a spus nimic. Și el a înțeles tot. Și cuvintele. Poezie în evoluție fără titlu. Dedicată lui Esta Stone, International Flight. De mi-ar crește o pereche de branhii să pot respira alternativ, aș numi o evoluție. Și aripa. Există un zbor fără de aripă, după cum există o poezie fără de cuvinte. O poezie de dinainte, pe când iarbă nu era nici lacrima. Amestecare. Dedicată lui Gil Dobrică și face referire la melodia Hai acasă. Parcă și iarba a împrumutat mirosul lacrimilor tale. Parcă și eu. Depersonalizare. Margaretei Păslaru. Lasă în toamnă pomii verzi. Pare că și tu ai împrumutat din verdele ierbii, rămasă dezgolită, transparentă, minerală. Iarba a tremurat și a plâns prin verdele tău, uitându-mă, de toate uitând. Am roșit complementar, oarecum trist, cu o tristețe ne-a mea și apoi am ruginit adânc în toamnă. Despre o magie nemai întâmplată și pasărea Phoenix. Fă-te cruce, îți zic. Tu ți-ai întins aripile, încep să merg cu ochii închiși ca pe sârmă, lent, foarte lent, foarte, foarte lent. Trec prin tine ca un maestru zen, ca un accelerat într-o haltă părăsită, ca un fum. Ne-am spulberat, ne-am amestecat și reîntrupat în magie. Sau ca o pasăre Phoenix. O lună și două singurătăți. Te-aș lua de mână să-ți prezint singurătatea mea și abisurile și împreună la braț să luăm cătinel pe urma pașilor lăsați de Dumnezeu, călăuza, încă de la facerea lumii. Vă recomand această poetă tânără, dar plină de talent.